Dincolo de poarta școlii. Consiliere și dezvoltare personală, clasa a șasea. Fiecare copil învață în cele mai diferite contexte, la școală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, prin interacțiunea cu ceilalți. Altfel spus, putem învăța în orice context, în orice situație și în orice moment. Există trei tipuri principale de educație. Educația formală, non-formală și informală. Educația formală este cea oferită de școală prin intermediul cadrelor didactice care predau copiilor materia și elevii primesc diplome la finalul unor etape de studiu. Educația non-formală cuprinde activități organizate în afara sistemului școlar, de exemplu, activități sportive la cluburi, cursuri de dans, de muzică, de teatru, de programare, ateliere de creație, excursii și tabere tematice, acțiuni de voluntariat. Educația informală se bazează pe experiențele pe care fiecare copil le trăiește în contextul său, în familie, cerc de prieteni, comunitate și care îi influențează dezvoltarea. Nu este o educație planificată, ci o serie de lecții valoroase care pot avea loc oriunde, în casă, în parc, la muzeu, în călătorii, etc. Această formă de educație o vom analiza în cele ce urmează. Vă invit să urmăriți cu atenție câteva exemple. Andrei și-a petrecut toate vacanțele la bunici în sat. De mic a fost atras de animalele din curtea bunicilor pe care le îngrija și le hrănea împreună cu aceștia. La începutul clasei a șasea, bunica l-a învățat să mulgă vaca și să-l călărească pe Murgu, calul bunicului. Andrei este tot mai atras de biologie, se uită la documentare și își dorește să devină medic veterinar. Ana a crescut practic în bibliotecă. Mama ei este bibliotecară. După ore, Ana merge la bibliotecă și citește tot ce este nou. Ana iubește cărțile și adoră mirosul bibliotecii. Ana scrie compuneri foarte frumoase, are o imaginație bogată și ar plăcea să devină jurnalist. Tatălui Bogdan este șofer de camion. În vacanțe l-a luat de multe ori pe Bogdan cu el, astfel că Bogdan a vizitat multe orașe, obiective turistice și monumente istorice din țară. A devenit pasionat de geografie și istorie și cel mai mult îi plac castelele. Folosește aplicații pentru călătorii virtuale în alte țări. Lui Bogdan i-ar plăcea să devină profesor de geografie sau istorie. Emilia locuiește la țară. A vizitat o singură dată un muzeu când se afla în vizită la rude în București. I-a plăcut foarte mult acolo. La întoarcere, împreună cu sora sa mai mică, au amenajat acasă un mic muzeu cu obiecte vechi tradiționale găsite în gospodăriile bunicilor. Emiliei i-ar plăcea să lucreze într-un muzeu când va fi mare. Cristian locuiește la țară. Părinții lui sunt fermieri. Lui Cristian îi place mult să muncească pe câmp, alături de părinți. După ore, merge cu tatăl său cu tractorul la araci la semănat. Cu banii din economii și-a cumpărat un motocultor, iar tatăl său l-a învățat să sape în grădina de legume. Îi place mult viața la țară. Cristian își dorește să devină fermier, la fel ca părinții lui. Denis locuiește la bloc, are mulți prieteni și își petrece timpul liber cu aceștia. Când era în clasa 4-a, în cartier s-a mutat un băiat mai mare care știa să meargă foarte bine pe skateboard. Mulți băieți au fost dornici să învețe, Denis la fel. Părinții au cumpărat și lui un skateboard, a devenit tot mai bun, iar acum în clasa 6-a participă la competiții din țară și străinătate, de unde se întoarce cu premii. Denis a cunoscut mulți oameni, are mulți prieteni și a vizitat multe locuri. Erica este în clasa a șasea. S-a uitat la televizor, la o emisiune concurs de gătit. I-a plăcut foarte mult și a încercat și ea să gătească. La început feluri simple, precum pastele, apoi a trecut la meniuri mai complicate. Este pasionată de originea condimentelor și citește articole pe internet despre acest subiect. Uneori pregătește cina pentru familia ei.
și-ar dori să participe la un concurs de gătit într-o bună zi. Cred că ai urmărit cu interes exemplele prezentate. Acum te invit să te gândești și tu la o situație sau mai multe în care ai învățat ceva în afara școlii, fără să te referi la cursuri sau antrenamente organizate, ci la experiențe de zi cu zi, de exemplu discuții, plimbări, excursii, emisiuni educative la televizor, joaca în timpul liber cu alți copii, vacanța la țară, etc. Descrie experiența ta colegilor tăi. Cum crezi că te-a influențat acea experiență de învățare sau cum te-ar putea influența în viitor? Cere unuia dintre părinți, unui frate mai mare, unui prieten, unui profesor sau oricui dorești să îți descrie o experiență din afara școlii din care a învățat ceva interesant sau folositor. Notează această cerință și săptămâna viitoare prezintă colegilor tăi ceea ce ai descoperit. Educația informală contribuie semnificativ la procesul de dezvoltare armonioasă, atât în copilărie și mica școlaritate, cât și de-a lungul întregii vieți. Așa că fii deschis la experiențe de învățare, acestea pot apărea oriunde și când nu te aștepți. Mult succes!